Se consideră funcția f de vită pe 0 infinit, deschis la 0, cu valoare în R, f de x egală cu 1 supra x pătrat plus 1 pe x plus 1 la pătrat. Am x să se verifice că f derivat este egal cu minus 2 pe x la 3, minus 2 pe x la 3. Păi, nici nu prea știi ce să derive. F derivat de x este cine? Păi 1 pe x la 2 înseamnă x la minus 2 derivat plus x plus 1 la minus 2 totul derivat. Îl scriu așa ca să am ce să scriu, că altfel normal să scrie dintr-una. Cât face x la n derivat? Este n x la n minus 1, da? Deci minus 2 x la minus 3 plus ăsta la fel minus 2 ori x plus 1 la minus 3 ori u derivat care ori x plus 1 derivat care știm că face 1. Deci egal cu minus 2 pe x la 3 minus 2 pe x plus 1 la 3 pentru orice x mai mare ca 0. Da? Normal că aici era definită funcția noastră B. Să se demonstreze că funcția f este descrescătoare pe acest interval. Păi, noi știm că o funcție f este descrescătoare dacă și numai dacă e derivabilă, dacă și numai dacă derivata este mai mică sau egală cu 0 pe intervalul respectiv. Ori, în cazul nostru, cum x este mai mare strict ca 0, luăm derivata de aici, da? Rezultă x la a treia mai mare strict ca 0, de unde minus 2 pe x la a treia este mai mic ca 0, nu? Pentru că minus 2 este negativ, x la a treia este pozitiv. La fel, cum x e mai mare ca 0, rezultă analog x plus 1 la a 3 e mai mare ca 0, e mai mare chiar ca 1, da? Mulțim cu minus 2 și minus 2 pe x plus 1 la a 3, de fapt împărțit prin el și răsturnând, care e mai mic ca 0, din nou, pentru că minus 2 ăsta e negativ, x plus 1 la a 3 negativ. Suma lor rezultă că f derivat de x, suma două numere negative, e mai mică ca 0 pentru orice x mai mare ca 0, e chiar strict descrescătoare, da? C. Să se calculeze limită când x tinde la infinit din x la a treia ori x la a treia ori f derivat de x egal cu, o să scriu mai jos, limită când x tinde la infinit din cine? X la a treia ori minunile astea. Deci vine minus 2x la a treia pe x la a treia, minus 2x la a treia pe x plus 1 la a treia, care ce înseamnă? X la a treia plus 3x pătrat plus 3x plus 1. Și acum egal cu. Păi ca să calculezi limita, ăștia se simplifică, minus 2 devine constantă, iar aici unde tinde minunăția aceasta? Acum am raportul a două polinoame, deci este o funcție rațională, iar gradele sunt egale, limita este raportul coeficienților, dominanța, adică 2 pe, hai să punem, uite, 1, 1 aici ca să-l vedeți, 2 pe 1, da? Deci, din nou, tinde la 2. Deci, limita noastră este minus 2, minus 2, egal cu minus 4 și cu asta s-a mai dus o problemă.